Organizatorii își doresc să popularizeze un gen teatral mai puțin cunoscut în România și anume musicalul în stil Broadway, astfel că Hairspray s-a jucat în premieră la Teatrul Municipal cu sala Arhiplină și a avut un succes răsunător. Este o bucurie să ne întâlnim în această seară la un eveniment unic, pe care îl găzduiește Teatrul Municipal împreună, bineînțeles, cu Ambasada Statelor Unite. Este un mesaj foarte important pentru comunitatea noastră, un mesaj care se pliază foarte bine pe ceea ce înseamnă comunitatea noastră Băimăreană, pentru că am spus-o de fiecare dată că cea mai importantă valoare a comunității noastre este diversitatea, a declarat primarul Cătălin Cherecheș pentru Actual Prezent la premieră a fost și Ronald Hawkins, consilier pentru presă și cultură. După ce a salutat audiența în limba română, salut care a fost primit cu foarte mult entuziasm de către toți cei prezenți în sală. Acesta a vorbit despre toleranță, acceptare și normalitate.